Ura veselă pentru toți, pentru străbunici și nepoți. Ora veselă, alungând tot ce e rău și e trist pe pământ. Ora veselă! Cristina Stamate, o viață dedicată comediei. E foarte bine că ne aducem aminte, măcar din când în când, de o emisiune minunată care s-a cuibărit pentru totdeauna în sufletul românilor. Vreau să vă spun că pentru noi actorii, Ora Veselă aproape că se identifica cu Ion Bova. Emisiunea Ora Veselă a fost o emisiune de tradiție a radioului. Începutul ei a fost în 1929. Ion Manu, unul din actorii de valoare ai Teatrului Național, care avea și această înclinare de a scrie umor, el a venit și a propus radioului emisiunea Ora Veselă ca la un timp destul de scurt să apară un cuplu de comedie de valoare, Stroie și Vasilache. Alo, alo, aici radio, Stroie și Vasilache. Alo, alo, aici radio, Stroie și Vasilache. Lache, lache, lache. Zâmbea ta e deosebirea între un pian și o vioară. Cu vioara poți să cânti piano, dar cu pianul nu poți să cânti vioară. Pe parcurs lucrurile s-au îmbogățit. Emisiunea a devenit chiar o emisiune de comedie muzicală. Eu la un moment dat, când am apărut în această emisiune ca regizor, până în 1952, așa, am căutat să înnobilez valoarea prin diverse alte forme de comedie. Mamicule, mamicule, vreau balon. Mamicule, mamicule, vreau balon. A bătut Moș Crăciun la fereastră. Maestrul Alexandru Arșinel. Iată, umorul nu dispare de pe posturile noastre de radio, Radio România. Să sperăm că această emisiune, chiar mai în vârstă decât suntem unii dintre noi, va supraviețui și va dăinui, pentru că este dătătoare de stări bune, stări de care au nevoie românii. Sper că ne va însoți în continuare pe undă veselia pe care ne-o transmit acești mari maestri.